Salutare, dragi prieteni! Acum o să vă arăt cum trebuie să arate o pâine bună. O pâine bună trebuie să arate așa, să nu fie plină de găuri mari. Da, vedeți? Trebuie să aibă coaja bună, să nu fie rea, să nu se sfarme. Și când o tai, ia să vedem. Când o tai așa, nitră să arate o pită bună, mă. Și când o miroși, trebuie să miroase a pită. Foarte bună. Asta e o pită bună. Și trebuie să țină minim 3 zile pita asta. Dacă după o zi pita ta se sfarmă tot și după 2 zile se crește sau 3, aia nu-i pită bună. Și trebuie să schimbi furnizorul tău de pită. Du-te în altă parte și mânc o pită bună, că am același preț plătești. Cu asta încheiem acest clip. Sper să fie de ajutor să-ți alegi o pită mai bună.